Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou videoclip pe canal. Astăzi vom vorbi despre cum să impresionezi la primul tău interviu de angajare. Am trecut prin câteva interviuri până acum și trebuie să recunosc, îți dau ceva emoții, dar am identificat 5 lucruri pe care dacă le faci înainte și în timpul interviului, îți garantez că vei trece cu ușurință peste aceste emoții și vei ajunge să impresionezi angajatorul indiferent de jobul la care aplici. Atenție, nu pot să te ajut în acest video cu hard skills, adică cu cunoștințele pe care le ai, de exemplu, dacă te duci într-un job de IT, nu poți să te învăți o programare în videoul acesta, dar poți să te ajut cu soft skill-urile, adică cu abilitățile tale de comunicare, cu modul în care te prezinți, modul în care te îmbraci. Despre asta vom vorbi în acest video. 5 lucruri pe care să le faci ca să impresionezi la primul interviu de angajare. Să-i dăm drumul. Bun, o să le luăm în ordine cronologică, da? Primul lucru pe care trebuie să-l faci ca să impresionezi la primul interviu este să te îmbraci cu hainele bune. Ce înseamnă hainele bune? Toată lumea știe asta. Hainele care te fac să arăți cel mai bine. Hainele care te fac să te simți încrezător. Hainele cu care te-ai duce la prima întâlnire. Poate ai fi surprins să afli, dar statisticile arată că oamenii care arată mai bine au șanse mai mari să fie angajați de către angajatori. Deci cu cât arăți mai bine, cu cât te îmbraci mai bine, vei avea șanse mai mari să obții jobul pe care ți-l dorești. De aceea trebuie să te asiguri că ești îngrijit, că porți haine călcate, că nu miros și că sunt relativ noi, adică nu te duci la primul interviu cu haine de acum 10 ani. Ca să nu mai spun că cu cât porți haine mai frumoase, cu atât nivelul tău de încredere crește. Adică când ești îmbrăcat frumos, te duci la primul interviu, zici, hai mă, să terminăm mai repede treaba asta, că oricum știu că l-am luat. Adică nu e mare scofală odată ce ai încredere în tine. Al doilea lucru pe care trebuie să-l faci este să vii mai devreme cu 20 de minute. Uite, știu care e treaba cu punctualitatea. Nici eu nu sunt un om punctual, întârzi destul de des. Dar bă, când știu că am un lucru important la care trebuie să fiu la timp, așa cum este un interviu de angajare, mă asigur că sunt acolo la timp. N-am întârziat niciodată la o întâlnire cu o fată sau la un interviu de angajare. De ce? Pentru că la o întâlnire cu prietenii, ce contează, mai întârzi 10-15 minute. Bă, dar la întâlnirile importante, întâlnirile speciale care îți pot determina viitorul, trebuie să fii la timp. Pentru că prima impresie contează. Dacă tu întârzi de la prima întâlnire, ce o să creadă angajatorul ăsta despre tine? Că o să întârzi mereu de acum încolo dacă te angajează. Deci calculează-l timpul pe care o să-l faci cu mașina sau cu un mijloc de transport până acolo și pleacă mai devreme de acasă, ca să ajungi la timp. Bun, al treilea lucru pe care trebuie să-l faci, ai ajuns acolo la timp, ești îmbrăcat frumos, dar dintr-o dată apar durerile alea în piept, apare anxietatea, apare frica aia pe care o simți înainte de un lucru important pentru tine. Ei bine, ce faci cu emoțiile? Cum le gestionezi ca să intri în interviu așa cum trebuie? Fă asta! Respiră și respiră. Inspiră și expiră, da? Ai văzut pe Ronaldo cum face înainte să lovească o mingea înainte de o lovitură liberă? Bine, l-o face la mișto, dar tu vreau să o faci pentru că îți calmează bătăile inimii. De fapt, senzația de emoție vine de la inimă care bate din ce în ce mai tare și pulsează sângele în tot corpul. Exercițiul ăsta chiar funcționează, îți calmează pulsul. Deci fă asta de fiecare dată când te simți emotiv sau anxios. Al patrulea lucru pe care trebuie să-l faci ca să impresionezi la primul interviu este să zâmbești. Du-te acolo și simte-te bine. Fii pozitiv. Ai o atitudine pozitivă despre acest interviu și zâmbește, pentru că e o unealtă foarte importantă pe care tu poți să o folosești ca să lași o impresie bună. În loc să te duci acolo posomorât și fricos și să lași o impresie negativă per total. Până la urmă e doar un om ca și tine cu care porți o conversație. Nu e extraterestru, nu e președintele lumii. E doar un om care e pus acolo să intervieveze oameni, probabil nici măcar nu e șeful companiei. Și al cincilea sfat, probabil cel mai important pe care am să ți-l dau, ia-ți timp să te gândești la un răspuns. De fiecare dată când primești întrebări, mulți oameni cred că ar trebui să dea răspunsul la foc automat. Ei bine, nu. Ia-ți timp și gândește în totalitate acea întrebare. Nu e nicio problemă dacă e o secundă de liniște. Nu trebuie să umpli golul ăla neapărat cu ceva. Nu ești pe cronometru. Ia-ți timp și gândește întrebarea și dă răspunsul cel mai potrivit pe care tu poți să-l dai. Și alt lucru, încearcă să scapi de sunete precum sunete care lasă impresia că nu e sigur pe ceea ce spui. Mai bine să fie o pauză între întrebare și răspuns și un răspuns bine
bine gândit decât sunete de genul. Da, oamenii, acesta a fost videoclipul de azi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog frumos să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o, să lăsați un like și să-mi dați un follow pe Instagram la EddieAdvice, unde puteți, bineînțeles, să-mi adresați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă ajut. Dar dacă ai o problemă urgentă și vrei să vorbești astăzi cu mine, te poți alătura canalului și vei primi numărul meu de telefon unde mă poți suna sau îmi poți trimite mesaj și eu voi încerca să te ajut cu problema pe care o ai. Așadar, acestea fiind spuse, eu am fost EddieAdvice sau Eddie și până data viitoare, nu uita, pune eu în reușită, nu rateu, pa, pa!